Ok. Și ne uităm acolo, și acolo, și acolo, și acolo. Și acolo, și acolo. Bună, Ionuț! Salut! Bine ai venit la Gepec Summit 2016. Bine v-am găsit. Mulțumesc mult de tot pentru invitație. Încă o dată mulțumesc pentru invitație. Mă regăsesc în al 11-lea an de Gepec, nu? Asta e 11-lea an, nu? 11 ani, da, 11 cu succes. Eu sunt născut pe 11 iulie 1983, pentru cei care vor să-mi fac cadouri, vine ziua mea în curând. Perfect! Da. Pentru cei care se uită doar acum, Ionuț Muntanu alături de noi, Managing Partner și Trainer Web Digital. Și am câteva întrebări pentru tine. Am aflat că ai niște întrebări pentru mine. Perfect, sper să fiu pregătit să-ți răspund pe măsura întrebărilor, ca să zic așa. Sunt convinsă. Să începem atunci. Care ar fi câteva noutăți apărute așa în ultimul an de publicitate online care au avut un impact real asupra industriei? Wow, care au avut și un impact real asupra industriei. Ținând cont că ele sunt noi, adopția lor face ca impactul să fie invers proporțional. Adică apar lucrurile, dar e mai greu să aibă și un impact deocamdată. Evident, adopția lor ține de cunoștințele pe care le transmitem și noi către clienții noștri, pe de altă parte și de flexibilitatea cu care ei adoptă lucrurile noi. Deci ce aș spune așa, Customer Match în Google și Carousel Ads în Facebook. Bine, acum, Dynamic Ads. Avem Dynamic Ads în Facebook și în Google. Ele erau, adică nu sunt noutăți neapărat, doar că există, pe zona noastră de competență cel puțin, astea sunt lucruri noi care apar și care ne permit nouă să facem mai mult. Acum, pentru cei care nu știu, Carousel Ads sunt cele care au mai multe variante, imagini, da. Și Canvas Ads, iar o variantă foarte bună, Facebook Canvas, cu Canvas Ads, de fapt, care prezintă iar niște oportunități mai ample de a transmite mesajul și o formă mai interesantă. Acum, clar, video este momentul videoului și acest an este tot al videoului și al videoului pe mobile. Deja cam asta este trendul și îl simțim. 50% din utilizatorii care folosesc se uită la video de pe mobil. Deci deja suntem în zona de video foarte, foarte puternic, iar soluțiile astea vin oarecum să... În Canvas Ads poți folosi și video, poți folosi și poze, adică deja ai o flexibilitate mai mare și... Te ajută să livrezi un mesaj mai sănătos, să spui o poveste mai frumoasă care să asiste la conversie. Absolut. Și vorbind de cât de repede integrează companiile românești, formatele și platformele noi, ce ne poți spune din perspectiva clienților voștri? Răspunsul îi depinde. Deci, ținând cont că noi avem o paletă foarte largă de clienți, și clienți mici, și clienți medii, și clienți mari, și clienți foarte mari, atunci e diferit de la unii la alții. Să zicem că cei care sunt centrați foarte mult pe zona de performanță sunt mai reticenți la a testa lucruri care țin de creșterea vizibilității brandului sau creșterea crearea nevoii pentru clienții lor. Și ei sunt mai reticenți. De asemenea, bugetul este unul din lucrurile care îi blochează, îi țin pe loc. Adică, ok, sunt pe partea de soluții care nu și-au dovedit încă profitabilitatea. Acolo ei sunt reticenți, evident, și pe partea cealaltă, context în care, să zicem că ar fi cu potențial de profitabilitate mare, poate e o problemă de distribuție sau de redistribuire a bugetului. Adică deja bugetul a investit într-o zonă interesantă și poate o scalare a bugetului n-ar fi chiar la îndemână. Și atunci asta este să zicem, un obstacol. În rest, există o dorință de a încerca. Adică, evident, noi propunem clienților noștri pe măsură ce apar lucrurile și pe măsură ce le testăm și noi și le înțelegem din perspectiva profitabilității. Poate există și acolo un delay, de-aia nu ne ducem direct. Gata, a apărut un lucru, hai să-l facem. Poate stăm un pic și suntem oarecum conservatori în anumite situații. Spunem, băi, uite, a apărut, dar încă n-am făcut o campanie pe zona respectivă, încă n-am încercat produsul respectiv. Uite, am astăzi niște studii, partenerii noștri de la Google și de la Facebook ne asistă foarte mult cu zona asta
asta de study case-uri, explicații, ne spun, uite, astea sunt rezultatele, dar din moment ce noi n-am aplicat în piața noastră, locală, anumite lucruri, evident că na, suntem reticenți să le propunem. Dar pe măsură ce ajungem să înțelegem soluțiile și să ne familiarizăm cu ele, destul de repede la noi, că na, dacă noi facem doar asta, lucrurile se întâmplă destul de repede. Acum nu e de ignorat faptul că e nevoie și de un creator de conținut care să asiste în campaniile pe care noi le construim. Că na, noi putem să aducem mesajul la cea mai bună, la cea mai potrivită audiență pentru produsul respectiv, dar dacă mesajul nu este, dar nu mesajul în sine, ci conținutul respectiv nu asistă, suntem oarecum câteodată limitați de lucrul ăsta. Nu vrem să plasăm locus of control către zona asta și să spunem că, domne, nu e de responsabilitate, nu e responsabilitatea noastră. Noi facem tot ce ne stă în putere, efectiv, să ajungem la audiența potrivită cu cel mai bun mesaj pe care noi putem să-l controlăm. Evident, dacă vorbim de creații tip imagine, dacă vorbim de video, deja aici, adică noi suntem îngrădiți, noi suntem constructori de conținut și atunci na, noi suntem un mix între agenție media și strategie, deci nu. Absolut. Voiam să mai discutăm despre câteva mituri actuale așa, legate de publicitate online, la care companiile din România ar trebui să renunțe atunci când alocă bugetele pe zona aceasta. Evident că voi răspunde tot cu depinde. Fiind o paletă foarte largă de clienți, fiecare categorie de clienți vine cu anumite mituri. De la cele mai vechi la cele mai noi. Dacă vorbim despre garanție sau cunoscută în mediul nostru ca fiind transfer de risc. Acest transfer de risc și solicitare de garanție sau plata doar dacă e un impact. Are un impact negativ asupra relației pe care o construiește un client cu noi și noi cu clientul. E un obstacol, un obstacol care nu ajută nici pe ei, nici pe noi. Chiar am avut weekendul trecut la ateliere de antreprenoriat o discuție despre transfer de risc și despre cum să pierd banii. Și am și un modul în zona asta despre metode prin care trebuie să salvezi investiția pe care o faci în Google și în Facebook, și chiar în seara asta la unul dintre partenerii noștri voi avea un training pe acest subiect, unde voi trata mai pe larg această problemă, care e o problemă reală. Tu te duci și zici, vreau să-mi garantez rezultate. Și eu spun, ok, fac tot posibilul să-ți produc rezultate, dar dacă îți voi produce rezultate, ceea ce am făcut eu se va proba ca fiind bine, și dacă nu îți produc rezultate, voi face tot posibilul să reglez, voi fi lângă tine să-ți rezolv problema. Adică eu consider și considerăm că e mai important să ai un parteneriat în care poți să identifici problema și să vii și să cauți o rezolvare, o soluție la problemă, decât să spui, da, o să-ți garantez rezultatele. Care rezultate garantate? E clar, doar o convenție la nivel contractual, dacă vrei, în care e un transfer de risc, în care eu spun eu te plătesc sau eu nu-ți mai cer banii ăia sau eu îți dau un discount de X% dacă nu primesc asta. Ceea ce nu este chiar o sinceritate. Vorbeam la GPEC în anii trecuți despre minciunele, despre minciune albe. Asta e una dintre ele. Pe lângă garanții, reticența către partea de testare. Adică trebuie alocat un buget efectiv pe partea de testare. Adică buget pe care nu îl incluzi în KPI, îl pui ca investiție sau îl incluzi dacă vrei, dar îl gândești un pic diferit. Buget pe care îl stabilești pentru obiectivele pe termen foarte lung. Pentru că, bă, testez soluția respectivă. Vreau să, că de exemplu, mă întreb dacă au apărut lucrurile noi, dacă sunt puse în practică. Păi, na, sunt puse în practică, dar dacă ele nu s-au dovedit profitabile, evident că clientul o să zică, păi, nu vreau să testez soluția respectivă. Păi, nu o să știm niciodată dacă soluția respectivă funcționează și atunci dacă ai un buget alocat mental către test. Bineînțeles, acum discutăm de o piață care, de asta ziceam că sunt diferite răspunsurile, când vorbim de bugete mai mari, clienți mai mari, evident că acest lucru se întâmplă. Când vorbim de clienți mici, vorbim de această reticență. Evident, partea de garanție și de cost este foarte, foarte mult discutată, prea puțin zona de valoare. Dom'le, uite, noi aducem valoarea asta, valoarea asta are într-adevăr un preț. Se discută pe cost ca și când serviciile ar fi totuși, în anumite situații, ca și când serviciile ar fi doar bazate, nu știu, pe input și output. Doar bazate pe, nu știu, cumpăr niște ore. Lucrurile nu stau chiar așa. Sunt
E păcat dacă lucrul ăsta se întâmplă, pentru că nu oferă nici credibilitate consultantului, adică dacă nu ai încredere în consultanții cu care lucrezi, trebuie să-i dai afară. Adică dacă ai decis să mergi împreună cu ei și să construiești un parteneriat și să reprezinte ei pentru tine echipa ta internă, atunci echipa ta internă, dar la ei acolo externă, mai bine, atunci trebuie să mergi cu ei, trebuie să ai încredere în ei, la bine și la rău, evident. Dacă merge bine, de ce merge bine? Dacă merge rău, de ce merge rău? Și cred că aici e o provocare, pentru că tinzi adesea să-ți asumi niște rezultate pe care le-ai produs, care practic pici într-o capcană. Tu dacă spui, eu am adus acele extraordinar de bune rezultate, tu practic ai făcut toate lucrurile ca să aduci rezultate. Faptul că s-a întâmplat să aduci și rezultate, asta e un beneficiu oarecum, nu neapărat în plus, dar ok, dar nu e o cununare a lucrurilor pe care le-ai făcut. Este natural că dacă lucrurile se îmbină, se împletesc așa cum trebuie, o să aduci și rezultate. Da? La fel cum dacă nu se întâmplă, asta înseamnă că nu că ai vrut tu să faci lucruri care să îl facă acele rezultate să nu se întâmple. Nu, sub nicio formă. Tu ai făcut toate lucrurile tot cu inimă curată, cu mintea, știi, și cu timpul ai investit. Da? Da. Ce trebuie să mai înțeleagă, și aici iar un mit care ar trebui desființat, că exclusiv partea de performance marketing va livra în permanență rezultate, iar partea de awareness va livra doar așa poveste și nu are niciun impact asupra rezultatelor. Acest gap trebuie și din ce în ce mai mult strâns, pentru că într-un conținut video, un advertiser va putea spune povestea unui brand, și ne-a fost dovedită de 100 de ani de publicitate că povestea unui brand, și de când a apărut televiziunea, de 100 de ani aproape, că poți să povestești povestea brandului mult mai sănătos transmisă prin video, unde e mai greu să o transmiți printr-un text, da, chiar și limitat. Pe de altă parte, experiența brandului poți să o transmiți printr-un video, și cred că iar asta e o provocare. Pentru că dacă experiența brandului poți să o transmiți printr-un video, atunci video va asista la un moment dat și asistă, evident, la îndeplinirea obiectivului tău de vânzări și de creșterea notorietății a brandului și a return on investment-ului. Deci asta e iar o provocare reală. Și toate îmbinate, ele vor da rezultat, și practic despre asta e vorba. Într-adevăr, sunt o mulțime de factori de care cred că trebuie să ținem cont pe piață, de la algoritm până la partea pe care o livrează clientul în raport în relația voastră de business. Da. Știu că am vorbit despre asta un pic deja, dar aș vrea să mai închidem așa cu o idee legată de abordarea unui canal nou într-o campanie de PPC. Dacă ar trebui să ne bazăm mai mult pe bune practici în domeniu sau pe testarea presupunerilor, în mod evident, partea de testare e extrem de importantă, dar poate nu atât de mult folosită pe cât ar trebui. O să-ți răspund... Nu cu depinde de data asta. Nu, lucrurile sunt destul de clare aici. Evident că experiența anterioară într-un domeniu sau experiența anterioară în utilizarea unui tool, unui mecanism, te va ajuta în aplicarea acelui mecanism în viitor. Evident asta. Există best practices, da, pentru fiecare sau pentru extrem de multe elemente pe care noi le folosim în campanii, începând de la tipuri de strategii, combinări de elemente, cum ar fi tipuri de segmente de audiență, tipuri de ad-uri, tipuri de reclame, tipuri de sisteme folosite, îmbinări între timp, între time lag, între o grămadă de nebunii, da, pe care le folosim. Adică avem la momentul ăsta definite vreo 50 ceva de strategii pe care le aplicăm, bineînțeles, nu pe toate pentru un singur client, dar diferit în funcție de, na, și să dau, ca să înțelegi, un tip de strategie ar fi, de exemplu, remarketing-ul pe coșabană. Asta e o strategie deja foarte populară. Ca aceasta avem 50, înțelegi, care sunt. Na, evident că astea au fost dobândite prin experiență cu tool-urile respective, cu tot mecanismul din spate. Acum, evident că toate lucrurile astea se apar nou. Evident, când apare noutatea, nu, informația trecută ea nu e perisabilă, dar e la fel ca atunci când te uiți în keyword planner și vrei să analizezi care e prețul pe care o să-l aibă un click. Păi da, tu te uiți care a fost media prețului pe click în trecut sau cum a mers un cuvânt în trecut, dar el poate să schimbe, pentru că prețul de licitație pentru un click este stabilit în momentul în care este făcută căutarea, momentul în care lucrurile sunt complet diferite față de trecut. E cam același lucru se întâmplă în tot ceea ce înseamnă advertising. Adică, în general, ai second price bidding,
prețul de licitație este stabilit în momentul în care se face căutarea, în momentul în care se stabilește preț. Nu neapărat căutarea, dar în momentul în care se stabilește preț. În momentul în care se afișează adul sau se afișează adul, de fapt, înainte de a se da click, pentru că atunci se stabilește cât și dacă dai click, atunci îi plătești efectiv cât un pic mai mult decât cel de sub tine, decât a licitat cel de sub tine. Da. Ei, și atunci, practic, nu poți să știi că tu zici că, băi, am folosit chestiile astea. Ce pleci ca într-o cercetare științifică în care tu ai niște ipoteze de la care pleci, sunt semnificativ de multe ipoteze pe măsura ce ai câștigat ceva experiență. Unele o să probeze, altele nu o să probeze, pentru că niciun client nu este la fel. Îmbinarea elementelor este atât de complexă încât pur și simplu, chiar dacă faci, încerci să faci aceeași campanie pentru doi clienți, nu vei reuși. Nu se pot reproduce același rezultat. Nu, nu o să, da, în prima etapă, să zicem că ai putea anumite strategii să le faci similar. De exemplu, remarketing pe coș, o strategie generalistă pe care o aplici teoretic la fel. Ei, și o să vezi că una o să dea niște rezultate, alta o să dea alte rezultate, chiar dacă clientul este în același domeniu, lucru care nu e, adică, ce înseamnă că sunt variate. Și atunci experiența pe care o ai pe un client în trecut te ajută să înțelegi tool-ul, să știi cum să-l aplici, să fii mai eficient în lucruri pe care le faci, nu știu, poate e normal să stai 7 ore prima dată când lucrezi pe o aplicație de nouă și să stai doar 2 ore în momentul în care ai făcut aplicația de 15 ore, știi, na. Plus de asta, noi avem soluții interne de analiză, raportare, monitorizare a performanței campaniilor și a distribuției bugetului, care ne ajută să performăm și mai bine în campaniile pe care le facem și acolo avem knowledge base-ul realizat de-a lungul timpurilor pe campaniile pe care le-am desfășurat. Mulțumim tare mult pentru toate detaliile și pentru că ți-ai luat din timp să povestești, sigur, cu noi toate lucrurile astea. Cred că vor fi extrem de utile celor care se vor uita la acest clip. Mulțumesc încă o dată, Ionuț. Mulțumesc și eu, mersi mult de invitație. Și cu siguranță ne mai vedem și la anul. Sigur, mulțumesc mult, numai bine, mulțumesc. Mulțumesc.